Ca să putem transforma grăsimea în mușchi, avem nevoie de să reducem țesutul adipos și să-l creștem pe cel muscular. Cum putem reduce țesutul adipos? E clar că prin exerciții și un plan alimentar bine stabilit, alergatul, mersul, înotul, exerciții care necesită o izotonie cât mai accentuată, ca și intensitate medie și ca durată cam 30 de minute. Cheia succesului în acest proces este recurența. Degeaba alergăm noi o zi întreagă pe săptămână, este mult mai benefic când împărțim, de exemplu, 5 zile pe săptămână, 30 de minute în fiecare zi. Este o foarte, foarte mare diferență. Plan alimentar pentru acest scop va fi reprezentat în principal din alimente care conțin cât mai puțină grăsime, multe legume și mult pește, și carbohidrații trebuie împărțiți în principal dimineața și la prânz. Evităm carbohidrații seara. Asta este regula pe care funcționează pacienții mei și realmente chiar funcționează.